Revenim la discuțiile noastre din această seară vis-a-vis de această vendetă din lumea Skanderbegului, alături de dublu campion mondial, triplu campion mondial Olimpiu Făt și vicecampion european Ștefan Tamaș, dar și patru dintre sportivi exponențiali acestui club. Este vorba de Gheorghe Niste, Adrian Lupș, Raul Roșu și Denis Cosma, cei care în prima parte a emisiunii ne-au oferit un demonstrativ la brațul stâng, urmând ca în această a doua parte a emisiunii să vedem această vendetă cu sportivii utilizându-și brațul drept. Este o competiție amicală pentru că toți cei șase sportivi sunt componența ai clubului sportiv Unirea Șișești. O să te rog, Olimpiu, să ne spui cum se va desfășura practic pe același sistem, cel mai bun din trei meciuri, bănesc. Da, pe stânga s-au terminat meciurile, la juniorii a câștigat Cosma, iar la categoria grea, la seniorii, a câștigat Nistea. Îi rugăm pe sportivii juniori să vină la masă, începem cu brațul drept, o să fie tot așa trei meciuri, iar așa, ca să explic puțin, sportivii trebuie să fie paraleli, să aibă umerii paralel cu masa, cotul trebuie să fie pe ped tot timpul, în caz că cotul unuia dintre sportivi cade, este greșeală de cot, de la două greșeli a pierdut meciul. Iar arbitru ia decizia când este priză de arbitru, dacă cei doi sportivi nu se înțeleg la priză, atunci el ia decizia ca să facă o priză de arbitru, unde cei doi sportivi nu au voie să miște, doar arbitru le pune mâinile, le face priza. A fost un prim meci la brațul drept câștigat de Raul Roșu. Da, a fost un meci câștigat de Raul Roșu. Se pare că Cosma a dat drumul la priză într-o poziție pierzătoare. În cazul ăsta, considerat că el cumva se recunoștea învins, a dat drumul la priză, dacă nu dădea drumul la priză, ar fi pierdut. Cam ceva... Aici începe duelul pe brațul drept, unde... Se va utiliza din nou strapul. Se utiliza, a fost o priză în care au scăpat cei doi sportivi. O să fie legați cu strapul. Să spunem că Skanderbegul este un sport unde se respectă categoriile de vârstă și greutate. Așa este. Începe cu categoria până în 15 ani. Aia sunt juniori mici. Până în 18 ani sunt juniori. Până în 23 de ani sunt tineret, de la 23 de ani la 40 seniori, la între 40 și 50 master, iar plus 50 grand master. Deci, în mod normal nu este limită pentru acest sport și mulți dintre voi chiar proveniți din familia apropiată Skanderbegului, culturism sau mai știu ce alte sporturi care îți modelează fizicul. Așa este, este un sport de forță, un sport de contact, unde trebuie să ai cumva dezvoltat toate grupele musculare. Dacă ai un punct slab, e adversarul o să citească. Se pare că Nistea a câștigat primul meci pe brațul drept. Adi a pornit foarte bine. Deci iată, 1-0, urmează al doilea meci al... Adi a pornit mai bine decât Nistea, Nistea a revenit. Urmează meciul între cei doi juniori. Raul Roșu, cel cu tricou galben, născut la Carei, pe 14 aprilie 2005, 1,80-70 de kilograme, elev în clasa 11-a a Liceului Teoretic din Carei, practică Skanderbegul de la începutul lui 2020, este o forță a naturii, fiind un, atenție, un sportiv ambidextru. Deci utilizează la fel de bine ambele brațe.
A câștigat primul titlu cu Naționala în categoria 65 de kilograme în 2021 la campionatele naționale de la Rădăuț. Deține titlul de campion național brațul stâng, vicecampion național brațul drept. Iar la prima competiție importantă din cariera sa, Raul Roșu a avut privilegiul să cunească nume importante din Skanderbegul mondial, între care și cea a unui turc Engin Terzi. Se pare că Cosma a câștigat și cel de-al doilea match. E 1-1. În mod normal, câte, la câte astfel de antrenamente bazate pe, pe demonstrative se pot face într-o săptămână? Pentru a nu uza grupele de mușchi, a nu le supra-solicita. După atâția ani de experiență, noi cu Ștefan am ajuns la concluzia că cel mai bine pentru un sportiv de două ori pe săptămână un antrenament specific pentru Skanderberg, unde facem mai mult la aparate, la scripeți, cu greutăți, la diverse moduri de, și unghiuri de a trage, iar un antrenament la masă unde facem meciuri de antrenament. Eu să zic că un antrenament durează undeva între o oră jumate, două ore. Eu practicând și culturismul, e, antrenamentele de Skanderberg sunt mult mai epuizante decât un antrenament de culturism. Suntem oarecum expuși și la unele accidentări mai mult decât la culturism. Și durata de refacere, cred că după accidentări, e mult mai mare. E foarte solicitant ligamentele, coatele în general, oarecum umerii, cam încheieturile, degetele. Ștefan, doi sportivi oarecum atipici față de stilul tău, pentru că, adică, sunt de fapt atipici pentru Olimpiu, sunt cam pe același statut cu al tău, meciuri de durată. Ești adeptul meciului de durată în care efectiv îți... Da, adică în timpul meciului ajung în anumite poziții unde pot să rezist destul de bine timpul îndelungat, unde chiar mă simt bine și aștept ca adversarul să obosească și atunci atac. Să... Interesant, deși ești micuț de statură față de Olimpiu, te compar cu Adi Lupșe, ești un jucător extrem de puternic. Face mult și faptul că stai atât de bine în brațe, dar mai ales în coapse. Da, la start asta mă bazez. Încerc foarte mult să mă concentrez la start. Acolo e foarte important. Dacă am apucat să pornesc primul, deja am ajuns în poziția mea favorită și adversarul e mult mai greu ca să revină într-o zonă, într-o poziție defavorabilă lui. O să vorbim și de cei doi invitați ai mei, pentru că iată, atât Olimpiu cât și Ștefan au performanțe notabile în acest sport. Și o să încep cu Ștefan Tamaș de această dată, o medalie de bronz la Cupa Mondială de la Varșovia 2016, vicecampion european de Skanderberg 2022 la București. Asta în timp ce dumneavoastră îi vedeți pe cei doi sportivi, Adrian Lupșe și Gheorghe Nistea, pregătindu-se pentru un nou duel. La Over the Top 2008, la Mainland, Ștefan Tamaș a reușit un loc 2 la brațul stâng și un loc 1 la brațul drept, având adversari extrem de puternici din Elveția, Pascal Girard sau Peter Kovács din Ungaria. Ai fost prezent la campionatul european din 2009 de la Sofia, locul 1 și locul 6 la brațul stâng în Liga Balcanică găzduită de Bulgaria. Interesant că la Nemirov World Cup 2012 la Varșovia ai reușit să cunoști nume importante și o să te rog să ne spui despre doar câteva dintre ele. Evgenii Prutnik,
Sunt foarte bucuros de acea victorie, deoarece în principiu eu am mers la Nemirov doar ca să mă uit. Și după ce am ajuns acolo, am decis ca să mă scriu. Mă gândeam că dacă tot am venit până aici, zic, nu am nimic de pierdut și hai să mă scriu. Ai avut și privilegiul de a fi selecționat dintr-un mod de 784 de sportivi 6 ai României în lotul național al României pentru campionatul mondial de la Kuala Lumpur, Malezia 2015. Da, da, și acolo am avut o experiență foarte frumoasă, unde am avut tot așa meciuri de lungă durată, unde am făcut față cu brio. Iată, un loc 5 dintr-un total de 784 de sportivi nu e de școlă. În continuare vedem pe cei doi sportivi juniori, cum le spune Olimpiu, o folosesc trapul, pentru că iată, este din nou o bătălie care se decide foarte greu. Vom vedea care va fi decizia arbitrului. Cosma a câștigat. Cosma a câștigat. Se pare că Cosma a câștigat și duelul pe brațul drept. Pe brațul stâng tot el a câștigat, iar pe brațul drept, la categoria grea, a câștigat Nistea. Se pare că Nistea a venit într-o formă foarte bună. Oarecum și experiența spune cuvântul, anii de antrenament se vede. Îi felicit pe toți sportivii, iar aia nu înseamnă că a fost un meci oarecum de promovare, să ne cunoască lumea. Nu înseamnă că dacă am pierdut, mâine o să fie o nouă zi și o să facem o nouă provocare. Și o să te rog în momentele care urmează să-i și premiez, pentru că, așa cum spuneam, cei patru sportivi rămân în continuare colegi și mai ales ceea ce este cel mai important prieten. Îi prezint încă o dată Adrian Lupșe, Gheorghe Nistea, cei doi grei, Adrian Lupșe tricou al verde, Gheorghe Nistea lângă el, cu tricou galben Raul Roșu și Denis Cosma, cei patru fiind supervizați de Sergiu Mal, un arbitru de perspectivă. Olimpiu, o să te rog să faci oficiile de gazdă de această dată, primindu-i pe cei patru și mulțumindu-le celor patru. Felicitări! Deci acum o să premiem câștigătorii. Felicitări! Mulțumesc! Adi, felicitări! Mulțumesc! Felicitări. Deci a fost vorba de Denis Cosma, primul dintre ei, și o să vreau să premiez și arbitru. Gheorghe Nistea. Sergiu fiind arbitru anului la campionatul național. Este un nume consacrat în lumea arbitrajului. Și totodată vreau să premiez și Plus TV-ul. După emisiune. Nu e mai greu cu, pentru că suntem cablați. Mulțumesc, Olimpule. Mulțumim pentru efort, dar ideea, trebuie spus, le aparține în totalitate cerurilor de la Clubul Sportiv Unirea și Șești. Și o să rog Lundu Javaliera și pe Ștefan să meargă la o poză de după care Olimpiu pentru că iată, ei sunt artizanii acestei vendete din această seară oferită dumneavoastră, stimați telespectatori, o premieră pentru Teleplus Maramureș, o vendetă la duelului brațelor reușit de Olimpiu Făt, Sergiu Mal, Denis Cosma, Raul Roșu, Adrian Lupșe, Gheorghe Nistea și Ștefan Mihai Tam, cel poreclit Pitbull, de volaș acest lucru. Mulțumim, multă baftă la Cupa României tuturor. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte și voi începe tot așa cu Ștefan. Ștefan, ce așteptări ai de la campionatul, de la Cupa României? Pentru că iată, în iulie, Cupa României și competițiile care vor urma în această vară, toamnă. În primul rând vreau să felicit toți sportivii pentru meciurile frumoase care le-au făcut astăzi seară.
Și în al doilea rând, la campionatul european care se va ține în Chișinău, sper să ajung pe podium cât mai sus, să-i înving pe toți. Marea provocare a lui Adi Lupșe, lansă provocarea pe care ai lansat-o la Radu Valahu și de ce nu acea gală de lux sau de înaltă ținută din Londra? Da, într-adevăr, l-am provocat pe Radu Valahu, a acceptat, ne-a promis că luna viitoare o să se prezinte la Baia Mare. Așteptăm cu nerăbdare să ne pregătim până atunci și următoarea competiție va fi pe data de 16 iulie în Londra. Adi, îți doresc să dezdepășești performanțele față de cele de la handbal? Da, vă dați seama, îmi doresc. La handbal am ieșit de trei ani la rând campion național. Într-un an, în 2013, am ieșit dublu campion și cu junior 2 și cu junior 1. Am fost calificat la campionatul mondial cu echipa națională de tineret, Under 21. Și vă dați seama că și în Scandenberg îmi doresc să-mi depășesc performanțele din handbal. Îți mulțumim, Gheorghe Nistea. Spre care dintre pasiuni vei rămâne? Scandenberg, pescuit? Bună seara din nou. O să le practic ambele în paralel. Vreau să zic că a fost un meci foarte frumos, neașteptat de greu, sincer. Și aș vrea să-l provoc în direct pe Benny din Sibiu. Deci aceasta va fi următoarea ta vendetă. Pentru că trebuie să sperăm. Acestea sunt provocările voastre. Voi merge mai departe la Raul Roșu. Raul, în acest an, clasa 11, am să iată-te extrem de ambițios în ceea ce privește parcursul tău în Scandenberg. Bună seara din nou. Vreau să mă antrenez cât mai mult în această perioadă și să evoluez cât mai mult și să am rezultate cât mai bune. Când de tare te-au ambiționat întâlnirile cu cele două nume mari din 2021 și mai ales faptul că ai reușit să devii locul 4 mondial la brațul stâng la campionatul mondial din tot din același an, 2021 de la București? M-am ambiționat foarte tare și voi continua să mă antrenez și sper să mai merg la cât mai multe competiții. Îți mulțumesc și în fine ultimul dintre invitați este vorba de Denis Cosma. Denis, ești la început, însă iată, extrem de ambițios. Fizicul te ajută și poți să reușești în alta performanță. Ce așteptări ai de la acest an? De la acest an am așteptările să particip la Cupa României, să iau un loc cât mai bun și să devin cât mai puternic. Vei merge și pe powerlifting în continuare? Da, sigur. Anul viitor aș vrea să particip și la campionatul național. Domnul Sergiu Mal, îți mulțumesc și ție. Iată, aveți de lucru pentru că în preajma dumneavoastră există un club de mari campioni, Unirea Șișești. Vă obligă acest lucru și unde veți vă propune să ajungeți în arbitraj? Pentru că la nivel de federație am văzut că sunteți o echipă extrem de tânără. Da, în momentul de față, anul acesta am fost premiat ca fiind cel mai bun arbitru al anului. Scopul meu este să ajung cât mai sus. Momentan sunt arbitru senior în Federația Română de Scandenberg. Scopul meu este ca în următorii 2 ani să devin master, dar asta înseamnă să arbitrez campionatul european și mondial, ceea ce sper că va fi posibil. Mă uit cu speranță la campionatul european, sper să ajung și să dau ce e mai bun. Îți mulțumesc, mult succes! Și, în fine, Olimpiu, mulțumesc. Ce așteptări ai de la colegii tăi și implicit de la acest an 2023? Eu îi felicit pe toți pentru această demonstrație. Iar de la cum avem acum cât mai sunt 2 săptămâni până la campionatul european, mai puțin de 2 săptămâni, mergem în număr de 7 sportivi de la Unirea Șișești. Să luăm titlul de campion european, cât mai multe medalii, locuri, să fim pe locurile cele mai bune. Iar după ce o să revenim în țară, o să ne pregătim pentru următorul concurs la Marghita și, bineînțeles, la Cupa României. Și o să fie campionatul mondial în luna august. Deci o să fie un an plin. Fiecare lună o să avem câte o competiție. Asta depinde și de noi obiectivele pe care ne le propunem.
și să terminăm toate aceste competiții fără accidentări. Asta e cel mai important lucru, ca să putem să progresăm în ceea ce facem. Încă o dată mii de mulțumiri și pentru faptul că ați reușit să realizați această vendetă, duelul brațelor. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, înainte de a pune punct aici emisiunii din această seară, mulțumesc celor patru sportivi prezenți astăzi aici, Gheorghe Niste, Adrian Lupșe, Raul Roșu și Denis Cosma, dar și celor doi colegii mei comoderatori, Ștefan Tama și Olimpiu Făt, dar și antrenorului Mal, prezent și cel care a supervizat meciurile, Sergiu Mal. Noi punem punct aici a emisiunii Sport Plus. Cu lumea sportului ne vom reîntâlni lunea viitoare. Pe final de, de emisiune, dacă timpul ne va mai permite, vă invit să urmăriți unul sau două interviuri din lumea rugby-ului, pentru că la final de săptămână Zimbi s-a impus în fața formației Sport Club Municipal Timișoara cu scor de 40-10. Mult succes celor din lumea Scandenbergului de la Unirea Șișești. Îi așteptăm cu o nouă vendetă aici la canalul Tele Plus. Mulțumim! George Irimescu, odată cu venirea ta, iată și echipa evoluează extrem de bine. Ați reușit, după 3 victorii consecutive, să legați 4 victorii. O victorie muncită astăzi, însă extinde confortabil în fața unui adversar puternic, Timișoara. Cum ai văzut acest meci? Sincer, după 3 înfrângere, era rău viața, dar acum a fost o terminare de o poveste foarte frumoasă astăzi. În fine, avem și un meci cu Cluj, care e foarte important, dar sunt așa de mândru de toată echipa și ce am muncit, că după alea trei meciuri a fost foarte greu pentru noi, dar în fine, acum suntem foarte bucuroși și abia așteptăm să jucăm în decembrie. Este important că v-ați asigurat jocul din semifinală pe propriul teren, un lucru extraordinar, ținând cont de valoarea adversarilor. Da, e foarte important. Sincer, un meci acasă, ai văzut diferența după primele 3 înfrângere, eram în deplasare. Dar acum o să fim acasă și o să avem toată lumea din Baia Mare să ne suportează și o să fie bine și îmi țin pumnii, știu că o să jucăm foarte bine când vine timpul important. Pentru tine urmează o vară de foc, cu gândul și la echipa națională, meciurile test și de ce nu poate chiar o convocare la Cupa Mondială? Sigur, da, îți dai seama că eu m-am gândit la asta în ultimele luni și toată viața, sincer, dar în astea ultimele 2 luni nu prea mai m-am gândit așa de mult. Tot focusul a fost pentru echipa asta și întâi trebuie să prindem meciuri acasă în decembrie. Acum că am terminat asta, mai avem cu Cluj și după aia începe pregătirea pentru Cupa Mondială. O să încerc câte mult pot acolo. Și Doamne ajută, sper să prind, ar fi un vis de când eram copil mic să fac asta, mai ales pentru România. Îți mulțumesc și mult succes! Mulțumesc! Paul Popoia, o victorie extrem de importantă astăzi cu Timișoara, poate la un scor la care nici voi nu v-ați fi așteptat, 40-10. Da, un meci foarte, foarte bun pentru noi, pentru fazele finale, o victorie muncită, zic eu. A controlat jocul din primul minut și din fericire am luat și punctul bonus. 4 victorii consecutive care vă duc pe podium cu șanse reale la locul, chiar la locul întâi, dacă rezultatul va fi cel scontat în meciul Steaua Timișoara. Da, a fost un start, din păcate, nu chiar așa cum ne-am dorit, dar ne bucurăm că pe final ne-am revenit și am încercat să ne punem calitățile echipei, în primul rând, în valoare. Rămâi în continuare unul dintre principalii marcatori ai formației băimărene. Ce urmează în jocul cu Universitatea Cluj? Da, mă bucur că am ajutat echipa să se câștige. Va fi un meci greu, un meci dificil, o echipă tânără care cu siguranță vine la Baia Mare să se câștige. Îți mulțumesc și mult succes! Vala Calafiteanu, un joc dificil astăzi la Baia Mare, neașteptat, o înfrângere, poate la un scor mult prea drastic, la care cu siguranță nu cred că v-ați fi așteptat. Da, într-adevăr, nu a fost ceea ce ne-am propus înainte de acest meci, din păcate plecăm cu 0 puncte, iar gândurile noastre ar trebui în momentul de față să fie către ceea ce înseamnă meciul următor cu Steaua, în care mai avem o șansă de a termina primele două.
poziții. Era foarte important să nu pierdeți astăzi sau dacă să pierdeți, cel puțin obținând un punct bun defensiv, pentru că iată, lupta la șefia clasamentului se năsprește și contează foarte mult meciurile de pe pultere. Da, într-adevăr, exact asta am spus mai devreme, plecăm cu 0 puncte, dar mai mult de atât e vorba de performanța din teren. Consider că am avut foarte multe puncte slabe în acest meci, greșeli colective care s-au răsuns, individuale care s-au răsuns asupra performanței colective. Ați început foarte bine, chiar în minutul 2 ați refuzat să dați la bețe jucând un balon la mână, iar în minutul 4 Steven Shannon a fost foarte aproape de a marca primul eseu. Da, un meci de rugby durează 80 de minute, noi de ajuns să avem perioade bune de 5-10 minute, 20. Baia Mare astăzi am meritat pe deplin victoria și îi felicit. O revenire după 7 ani a unui jucător exponențial la Timișoara, Alexandru Țăruș. Da, într-adevăr, în a doua parte a campionatului consider că va aduce un plus valoare pachetul nostru de înaintare și abia aștept să ni se alăture. Cum vezi tu lupta în continuare și implicit meciurile din semifinală? E greu să vorbim despre meciurile din semifinale. Acum, așa cum am spus mai devreme, gândurile noastre sunt pentru ceea ce înseamnă meciul cu Steaua și de acolo va fi o perioadă destul de lungă, câteva luni de zile în care mulți jucători vor fi plecați către loturile naționale, iar de acolo, în funcție de cum vor reveni, în funcție de accidentările lor, nu numai la ceea ce înseamnă Timișoara, dar și celelalte echipe, putem să ne gândim și la a doua parte a campionatului. Crezi că bătălia pentru titlu va rămâne tot în 4? Cu siguranță, după ce s-a văzut în această primă parte a campionatului, sunt cele patru echipe care au fost și în anii precedenți și în semifinale acolo se va vedea cine va prinde un vârf de formă. Dintre jucătorii care au evoluat și la Baia Mare, cum vezi tu evoluția? Gerenaia? Holoia? Da, sunt jucători care au deja la noi un an, doi. Astăzi e greu să vorbești despre cineva individual după ce primești 40 de puncte. Și n-ar fi corect nici față de echipă să facă acest lucru. Îți mulțumesc și multă baftă. Și eu mulțumesc.